Doamnelor și domnilor, suntem pentru a patra oară la emisiunea Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane la Nașul TV. Bine ați venit! Ne putem întâlni în fiecare dimineață, de luni până joi, între orele 10:30-12. Sloganul nostru este, ca să fii român, trebuie să poți. Mă numesc Miron Manega, sunt cetățean român și am drepturi. Despre aceste drepturi o să vorbim în cadrul emisiunilor grupate sub genericul Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane, iar unul dintre aceste drepturi este acela de a avea o Constituție. Această Constituție trebuie să fie a mea, a cetățeanului român care are drepturi. A mea, a dumneavoastră, a tuturor cetățenilor români, nu doar a parlamentarilor români. Repet aceste lucruri pentru că le consider și urgente și importante. Partenerul meu în acest demers este, așa cum v-am anunțat până acum, domnul doctor în economie, Constantin Cojocaru. Bine ați venit, domnule Cojocaru. Bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor noștri. Scopul principal al emisiunii noastre este Constituția cetățenilor. Mai exact, promovarea și explicarea acestui proiect legislativ civic, publicat deja în Monitorul Oficial pe 10 februarie 2014, după ce a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ al României. Nu, a fost favorabil, nefavorabil este avizul. Nefavorabil? Nefavorabil este avizul. Păi? Dar, conform Constituției și legii, procedura merge mai departe, întrucât avizul Consiliului Legislativ este consultativ. Am înțeles. Acest proiect legislativ civic a fost rezultatul voluntariatului comun al unui colectiv de inițiativă, dar a fost elaborat și finalizat de specialiști. Acești specialiști sunt doctor în economie Constantin Cojocaru, inginer de sisteme sociotehnice Ioan Roșca, profesor doctor Florian Colceag și profesor universitar doctor Ilie Bădescu. Precizez de asemenea că în conformitate cu articolul 8 din legea 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative cetățenești, membrii Comitetului de Inițiativă al Constituției Cetățenilor se află în regim de funcționari publici în executarea autorității de stat. Înainte de a demara dialogul cu domnul Constantin Cojocaru, aș vrea să dau cuvântul invitatului nostru permanent, domnul Mihai Eminescu. Citez. Suntem deci liberali în puterea cuvântului, dar nu înțelegem ca cineva, exploatând ideile liberale, amăgind mulțimea, promițându-i munți de aur și râuri de lapte fără muncă, să ajungă în fine a exploata acea mulțime, chiar și a o conduce din rău în mai rău. De aceea, privind cu oarecare nevinovăție și cu mâinile în sân la vecinica discuție între ziarele române asupra principiilor politice pretinse, că conduc pe unul sau pe altul, ba unui liberal moderat, ba altui liberal nemoderat, ba al treilea este liberal conservator. Caracterul general al acelor oameni e că vor să câștige fără muncă, că statul pentru ei e o materie de exploatat și că ideile, chiar ce le profesează în fiecare zi, sunt de asemenea mijloace de exploatare a țării și a nației. Astfel se ivește azi un grup, mâine alt grup, care nu sunt în fond decât societăți anonime ce pun un mic capital la mijloc pentru a izbuti într-o mare afacere, aceea de a veni la putere. Articol apărut în Timpul, la 9 ianuarie 1871, cu titlul Credem că destul am vorbit. Domnule Cojocaru, ieri am avut program de curățenie. Am dat la o parte gunoiul tăcerii vinovate al instituțiilor media și al instituțiilor de stat asupra mizeriei acestui capitol nefast pentru societatea românească. Acest capitol, formulat sau reformulat în câteva cuvinte, se numește Dan Diaconescu, Tudor Barbu, OTV, PPDD. Am lămurit odată pentru totdeauna imensa cacealma politică a cărei victimă ați fost. Nu, încă o dată, și am fost și noi împreună cu dumneavoastră. Ne-am propus să nu mai revenim la acest capitol. Foarte bine. Odată lămurit, pentru a nu abate atenția dumneavoastră, a cetățenilor, într-o direcție aducătoare de audiență, dar în esență sterile și fără perspective.
Pentru cei care doresc să revadă ceea ce am dezvăluit noi ieri, adică domnul Cojocaru a dezvăluit, pentru prima dată într-un spațiu media atât de larg, vă anunț că puteți revedea emisiunea pe site-urile Varianta Cojocaru și Certitudinea.ro. Haideți să ne întoarcem la legea Cojocaru incorporată în articolul 135.1 din Constituția Cetățenilor, dar înainte de asta aș dori să răspundeți unei telespectatoare, doamna Gabriela Birghilescu, care mi-a trimis pe Facebook următoarea nedumerire. Am parcurs Constituția Cetățenilor și nu am găsit nimic despre familie, creșterea copiilor, etc. În prezent, știți că instituția familiei este puternic atacată pe plan european și nu numai, deci cred că s-ar cuveni să fie protejată prin Constituție pe cât e posibil. Înțeleg că nu se mai poate adăuga nimic la Constituția Cetățenilor, dar m-ar interesa să știu de ce nu s-a inclus nimic în acest sens și cum vede domnul Cojocaru această problemă. Mulțumesc. Domnule Cojocaru, puteți răspunde? Da, caut să văd articolul din Constituția noastră referitor la familie. Păcat că nu m-ați făcut atent mai înainte. Până găsiți, am să mai citesc ceva din... O să-i mai dau cuvântul... Nu strică. Invitatului nostru permanent, domnul Mihai Eminescu. Oare nu e caracteristic pentru tratamentul de care se bucură populațiile noastre din partea administrației și a fiscului când constatăm că în același timp în care zeci de mii de străini imigrează în fiecare an, românii din contră părăsesc țara lor ca șoarecii o corabie care arde și emigrează? Ați ascultat? Da. Deci străinii vin în țară, iar noi plecăm din țară. O să rămânem o țară locuită numai deci de străini. Ne găsim în fața unui proces care deci durează de 100 și... 50. Nu se repetă ciclic, am impresia, pentru că Eminescu a spus în septembrie 1882. E același proces nenorocit îndreptat împotriva poporului român care durează de atunci și nu s-a terminat încă și pe care va trebui să încercăm să-l oprim. Și asta încercăm să facem, de fapt, prin proiectul de Constituție pe care îl propunem românilor, să răspund doamnei. Deci articolul 48 din Constituție, prin Constituția actuală, prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Noi păstrăm acest alineat în Constituție. O să vă rog să citați sau să citiți și articolul în care spune... Nu, vă rog să-mi lăsați să termin. Deci noi păstrăm această prevedere din actuala Constituție, dar imediat după acest alineat introducem un alineat nou cu următorul cuprins. Căsătoria se poate încheia numai între bărbați și femeie, aceștia având vârsta de cel puțin 18 ani. E o precizare importantă. Deci două lucruri importante. Pentru că Uniunea Europeană, care ziceați dumneavoastră, riscă să devină Uniunea Sovietică, merge în altă direcție. Deci noi mergem în direcția aceea pe care ne-a stabilit-o geniul nostru național, Mihail Eminescu. Păstrăm valorile noastre, valorile civilizației românești, din care face parte și familia formată din bărbați și femeie. Nu vreau să mă opresc prea mult deci nu ne este indiferent cum sunt crescuți copiii noștri, generațiile viitoare. Noi știm din propria experiență, cei care am dat naștere și am crescut copii, că nu poate fi crescut un copil sănătos la trup și la minte decât în cadrul unei familii sănătoase formate din un bărbat și o femeie, adică din părinții naturali ai copilului. Adică din mamă și tată. Din mamă și tată. Deci sunt acum tot felul de încercări, aceasta nu e singura,
care au ca scop tocmai distrugerea acestor valori. Și crearea unei confuzii, iertați-mă că intervin, deci, ca să deconectez. Deci, răspunzând doamnei, așa rezolvăm noi problema familiei în Constituție, încă o dată, totuși Constituția rămâne Constituție și așa noi o să vedeți că suntem și vom fi acuzat că Constituția noastră este mult prea stufoasă, mult prea detaliată și așa mai departe. În ce privește familia, am considerat că introducerea acestui nou aliniat, atenție, sunt două aspecte, căsătoria se încheie numai între bărbați și femeie și numai pentru doi tineri care au vârsta de 18 ani împlinită. Cu aceasta trebuie să punem capăt și practicii nesănătoase de a se încheia căsătorii între copii. Între doi copii, de fapt, da. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să revenim la subiectul nostru. Revin, dar vreau să fac o completare, hai să zicem un fel de glumă, ca să relaxăm puțin emisiunea. Prin acest articol se lămurește și confuzia inerentă a socrilor care nu vor ști niciodată dacă sunt socri mari sau socri mici în cazul căsătoriilor dintre doi bărbați sau două femei. Iertați-mă, am închis paranteza, să ne întoarcem la articolul 135. Da, înainte de a intra la articolul 135, vă rog și pe dumneavoastră și pe telespectatori să-mi permite să fac două precizări. La elaborarea acestei Constituții a cetățenilor, până acum, nu au participat numai cei 5-6 oameni pe care îi menționați dumneavoastră, care, într-adevăr, au avut contribuția cea mai importantă. Însă la elaborarea acestei Constituții au participat sute de oameni, fie cu propuneri concrete pe care le-am luat în considerare, fie indirect. Anul trecut a avut loc un forum constituțional condus de domnul Cristian Pârvulescu, care și-a desfășurat activitatea pe parcursul mai multor luni, la care și-au exprimat părerile, opiniile, la fel sute de oameni, mii de oameni, de specialiști, juriști, specialiști în drept constituțional, în ceea ce au în fața lor cei care ajung în posesia textului Constituției Cetățenilor, deci în acest text sunt incluse părerile tuturor acestor oameni. Pentru cel care dorește să intre mai în detaliu, să se convingă că ceea ce spun eu este adevărat, îi invit să intre pe varianta cojocaru.ro. Acolo găsesc toată documentația asta, sunt mii de pagini care au fost luate în considerare de către noi, cei care în final am redactat proiectul Constituției Cetățenilor, care a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 100 din 10 februarie anul acesta, 2014. Aceasta este o primă precizare. A doua este legată de rostul emisiunii, deci emisiunea aceasta are ca rost, ca scop, să prezinte timp de 6 luni, deci sunt cele 6 luni în care, conform legii, trebuie să strângem cele 500.000 de semnături, deci rostul, scopul nostru este să folosim această perioadă pentru a prezenta acest proiect de Constituție unui număr suficient de români, astfel încât să obținem sprijinul nu a 500.000, cât prevede legea ca strict necesar, ci a cel puțin jumătate din numărul cetățenilor cu drept de vot ai României, adică a cel puțin 10 milioane de români. Deci vom avea prilejul în această emisiune să arătăm că actuala Constituție a României este rea, că ea se găsește la originea tuturor relelor care s-au abătut asupra societății românești și asupra poporului român în ultimii 25 de ani. În această Constituție se găsește rădăcina răului.
Pe baza acestei Constituții au fost adoptate legi cu ajutorul cărora poporul român a fost deposedat de suveranitatea sa națională, au fost adoptate legi cu ajutorul cărora statul român i-a deposedat pe cetățenii României de fabrici, de uzine, de bănci, practic i-a deposedat de țară. Asta vom face noi pe parcursul acestei emisiuni. Și în același timp vom arăta că propunerea de revizuire făcută de Comisia Parlamentară condusă de Crin Antonescu face o Constituție și mai rea decât aceea care a funcționat în ultimii 23 de ani, prin faptul că esența, așa cum se va vedea pe parcursul emisiunii, esența acestei Constituții, rostul acestei propuneri de revizuire a Constituției a lor, este aceea de a regionaliza administrativ România, de a transfera atributele suveranității naționale de la nivelul statului național la nivelul acestor regiuni administrative, acesta fiind ultimul pas către destrămarea și distrugerea statului național român. Ăsta este rostul acestei emisiuni. Pentru... De aceea îi invit în continuare să participați la această emisiune, oricât de bună ar fi Constituția pe care am făcut-o noi. Ea nu va putea să fie niciodată adoptată și nu va putea să fie niciodată pusă în practică fără sprijinul poporului român, fără sprijinul, cum am spus, a celor 10 milioane de români. Este nevoie de sprijinul dumneavoastră. Noi știm că actualul stat român, actualul parlament al României, nu va adopta niciodată Constituția cetățenilor despre care vom vorbi noi în această emisiune. Așa cum în 2010 nu au adoptat, au respins legea Cojocaru. Domnule Cojocaru, vă întrerup o clipă. Pentru cei care doriți detalii sau vreți să vă implicați în diseminarea Constituției cetățenilor, aveți afișate pe ecran numerele de telefon la care o puteți face în afara cadrului emisiunii și adresa și site-ul variantacojocaru.ro. Mulțumesc. Mulțumesc. Deci este foarte important să participați, stimați concetățeni. Deci rețineți aceste numere de telefon, ne sunați. Atenție, aceste semnături nu le poate strânge oricine. Legea ne impune ca cei care strâng semnături trebuie să aibă împuternicire de la Comitetul de Inițiativă, Comitet de Inițiativă Constituit Legal. De la oricare dintre cei 19 membri ai Comitetului de Inițiativă, dar pentru asta trebuie să ne contactați la aceste telefoane. Noi vă punem în legătură cu cei care pot să vă dea împuterniciri, să vă pună la dispoziție formularele de strângere de semnături, instrucțiunile și așa mai departe. Vreau să insist, domnul Manega, și vă mulțumesc că îmi dați această posibilitate, să insist asupra ideii că adoptarea, că această Constituție nu va fi aplicată de către Parlamentul actual. Obiectivul nostru, cum să spun, ne facem datoria prevăzută de lege de a strânge cele 500.000 de semnături, de a le depune la Parlament împreună cu proiectul, deși noi ne așteptăm, având în vedere și experiența cu legea Cojocaru, că actualul Parlament nu va aproba o astfel de Constituție. Și atunci trebuie să constituim o mare mișcare națională a întregului popor român. Se numește mișcarea pentru Constituția cetățenilor. De asta am și declanșat ideea de a ne constitui într-o mișcare pentru Constituția cetățenilor. Este singura forță care poate să impună adoptarea unei Constituții noi
crearea unui stat nou care nu poate fi realizată decât prin alungarea de la conducerea statului român a celor care au condus statul român în ultimul sfert de veac. Noi respectăm Constituția actuală, respectăm legislația actuală, respectăm statul de drept și ordinea de drept. Dar ca cetățeni liberi avem voie să punem sub semnul întrebării acest stat de drept, adică să-l înlocuim cu alt stat de drept. Nu suntem anarhiști, că s-ar putea... Uitați-vă în camera aia și rețineți că trebuie să avem o pauză, după care continuăm. Da, aș completa eu. Prea repede vin pauzele astea. Aș completa cu ceva. Să-mi dați voie totuși să termin ideea, pentru că există această, sigur, vor face multe acuzații, printre care și aceea de anarhiști. Nu suntem anarhiști. Noi respectăm ordinea de drept până când vom reuși să o schimbăm. Mă înțelegeți diferența? Eu înțeleg, vorbiți cu public. Respectăm ordinea de drept până când vom reuși să o schimbăm prin această Constituție. De fapt, pe scurt, noi propunem poporului român, cum bine s-a exprimat cineva, o nouă și reală revoluție prin Constituție, pe cale pașnică, prin exprimarea liberă a voinței poporului. Mulțumesc! Aș mai face o completare necesară, cred eu, un detaliu. Dacă această Constituție va deveni operațională, am câștigat și Roșia Montană și Pungeștiu, unde ne întâlnim după fiecare emisiune. Au venit deja oameni din provincie, din Iași, să semneze adeziunea la Constituția cetățenilor. Deci nici nu avem 3-4 emisiuni și lucrurile au început să se deruleze. Ne întoarcem la... Nu, e bine spus asta. Deci există posibilitatea, mai ales pentru bucureșteni, înțeleg, să vină aici, la, chiar aici, la Schengen, unde pot să vadă în direct, emisiunea. Și după aceea ne putem întâlni. După emisiune putem să ne vedem. Păi ați spus-o deja dumneavoastră. Dacă vorbiți și în camera, este și mai bine. Da. Am făcut deja anunțul. Pentru cei care doresc să dea telefoane, au ceva de întrebat, telefoanele sunt afișate pe ecran. Dar vă precizez că vi se va răspunde în ultima... Lăsați numele de telefon și veți fi sunați în ultima... în ultima jumătate de oră sau poate mai mult în funcție de numărul telefoanelor care se dau. Hai să ne întoarcem în sfârșit la articolul 135 din Constituția noastră, din Constituția cetățenilor, și să pornim de la punctul E al alineatului 2, de la articolul 135, în care scriem noi aici despre constituirea și administrarea Fondului Național de Capital Distributiv. Faceți o scurtă explicare, reluăm. Am mai făcut asta, dar o mai facem o dată, după care să intrăm în fondul problemei. Da, deci articolul 135.1, de fapt, transpune în norme constituționale conținutul a ceea ce este cunoscut sub denumirea de Legea Cojocaru, respectiv construcția unei economii democratice, a unei economii în care capitalul, majoritatea capitalului, să intre și să rămână în proprietatea majorității cetățenilor țării, o economie complet diferită de aceea care funcționează acum în România. Noi avem o economie oligarhică în care cea mai mare parte a capitalului utilizat în economia României se află în proprietatea a unei minorități care nu reprezintă mai mult de 10% dintre cetățenii acestei țări. Acest 10% împreună cu străinii, cu transnaționalele, dețin de fapt 90% din capitalul care este utilizat în acest moment în această țară. Economia asta oligarhică, din păcate, este una bolnavă, este o economie neproductivă, este o economie care produce puțin și consumă mult. Este o economie care nu asigură investiții pentru crearea de locuri de muncă, de aia trebuie schimbată cu economia democratică.
De-aia am propus crearea acestui fond național de capital distributiv, pe scurt, un fond de investiții, un fond național de investiții, în care propunem, deci, să se acumuleze, să se colecteze circa 20% din avuția care se creează în fiecare an în țară, din PIB-ul României, și acești bani colectați în fondul acesta național de investiții să fie pus la dispoziția cetățenilor pentru ca să fie investit în economia românească. Am arătat în emisiunea trecută care sunt obiectivele. Am să le reiau eu sunt pe obiectivele. Scurt, dacă... Nu, aș vrea să ne concentrăm asupra două aspecte, dacă îmi permiteți. Unu, pentru că am fost deja contactat de mai mulți oameni pe site, pe varianta cojocaru.ro, cu următoarea întrebare. Primul, încă nu e clar de unde se iau acești bani, pentru că e vorba de o sumă mare de bani, deci de 20% din PIB, deci din moment ce țara este săracă și n-are. Și a doua întrebare este că noi am propus ca acești bani să fie colectați în principal prin impozitarea progresivă a proprietăților. Și întrebarea este, domnul Cojocaru, nu cumva prin această impozitare progresivă a proprietăților distrugeți bruma de clasă mijlocie care este în România? O clipă, domnul Cojocaru. Aș vrea să mai citesc o dată de unde care sunt sursele care formează Fondul Național de Capital Distributiv. În regulă. A. Impozitul progresiv pe proprietăți. B. Venituri din capitalul aflat în administrarea Fondului Național de Capital Distributiv. C. Venituri încasate de stat prin aplicarea prevederilor legale referitoare la controlul averilor. Și D. Alte surse prevăzute de lege. Și acum... Ce am spus data trecută deja că ultimele trei surse precizate acolo în articolul ăsta pot să strângă 10% din totalul Fondului Național de Capital Distributiv. Grosul, deci 90%, poate mai mult, va proveni din această impozitare progresivă a averilor. Și aici vine această întrebare pe care v-am pus-o și eu în emisiune. Nu cumva distrugem și bruma de clasă mijlocie? Răspunsul este nu. Deci, sper că pot să scriu. Deci, impozit progresiv înseamnă că cu cât este proprietatea mai mare, cu atât impozitul este mai mare. Deci, acest impozit... Deci, impozitarea se face pe proprietate, nu pe profit. Nu pe profit, nu are de-a face nici cu profit. E foarte important acest detaliu. Nu pe profit, deci nu pe venituri, ci numai pe proprietate. Deci o să avem impozit progresiv pe avere. Pe proprietăți. O să avem persoane fizice. Care vor plăti impozit pe terenuri. Terenuri extravilane. De la 0 până la 20 de hectare, impozitul progresiv va fi 0. Deci cei care au sub 20 de hectare nu plătesc nimic față de ce plătesc la ora actuală. Niciun... Excelent. Și eu, din câte știu eu, mai mult de 90% dintre cetățenii României au suprafețe de teren arabil sau forestier mai mici de 20 de hectare. Între 20 de hectare și 50 de hectare o să plătească 3 euro pe an pe hectar. Ceea ce... La ora actuală, de la Uniunea Europeană, de la APIA, se primesc între 100 și 150 de euro pe an. Deci este nimic. De la 50 la 100 o să fie 7 euro pe hectarele cuprinse între 50 și 100.
între 100 și 200 o să fie 15 euro pe hectar. Și așa mai departe, între 200 și 300 o să fie 25. Aici se vor include, nu de exemplu, uitați, uitați-vă în camera din centru acum. Deci din centru, de acolo aia, 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 din centru. Deci aici se vor, aici se vor include probabil și domnul Radu Rușanu, care are mai multe sute de hectare, și fiica președintelui, care are și ea. Doar vor trebui să plătească asta. Și mulți alții ca ei, mulți alții. Mai puțin de 10% din cetățenii acestei țări. Da. Deci, terenuri extravilane. După aceea vin terenuri intravilane. Ca să ne înțelegem. Intravilane. Și aici, sigur că și la ora actuală se plătesc acestea. Atenție, la ora actuală se plătesc, dar nu este această progresivitate care va face să se plătească sume mari de cei cu proprietăți foarte mari. Da. La ora actuală există aceasta, deci nu va trebui să facem nu știu ce invenții în materie de impozitare, în materie de fiscalitate. În lume, în general, se practică impozitarea proprietăților, inclusiv impozitarea progresivă a proprietăților. Deci, la terenul intravilane, iar, până la între 0 și 500 de metri pătrați, da? Deci 5 apartamente de câte 100 de metri pătrați, o să fie 0. Dar de la 500 de metri pătrați până la 1000 de metri pătrați, o să fie 10 euro pe an. Și tot așa mai departe. Da. Deci asta cu persoanele fizice. În ce privește persoanele juridice, aici lucrurile se schimbă un pic, pentru că aici o persoană juridică are bilanț contabil. Da. Și are active și pasive. Și aici o să fie pe active. Deci persoanele juridice, o firmă care are de la 0 până la 500 de mii de lei, 500 de mii de euro, impozitul progresiv e 0. Eu plec de la ideea că 500 de mii de euro capital este o sumă suficientă, în sensul că un om care a muncit cinstit și a economisit o bună parte din salariul lui sau din profitul realizat cinstit nu poate, ajunge până la această nu sumă. Poate depăși această sumă. Deci tot ce este peste această sumă provine fie din furt, fie din moștenire, din retrocedări mai mult sau mai puțin legale, fie din jocul de noroc. Ori ăștia nu reprezintă, deci de aici încolo, începe, deci de la 500 de mii la 1 milion, o să fie 2% pe ce depășește 500 de mii, da, și așa mai departe. Sper că s-a înțeles acum, că da. Nicio formă nu este pusă nu e pusă sub semnul întrebării clasa mijlocie. Din potrivă, efectul va fi acela că se va întări clasa mijlocie, pentru că banii strânși la acest fond, vom vedea imediat acum, banii strânși la acest fond național vor fi distribuiți gratuit cetățenilor țării ca să investească. Deci noi nu propunem ca banii din acest fond să fie folosiți cum i-a folosit statul comunist să construiască fabrici și uzine care să fie în proprietatea tuturor. Aici este schimbarea și aici este cheia, de fapt. Care este proprietatea tuturor, e o proprietate abstractă. Nu, este... Da, este într-un fel abstractă, dar ea are... Ea e defectul acesta, că în ultima instanță deciziile cu privire la această proprietate se iau de către politicieni. Iar atunci când se realizează regim de dictatură, cum a fost la români, toată proprietatea asta, așa zisă comuna întregului popor, intră de fapt în dreptul de decizie a unui singur om, cel care conduce partidul unic și statul respectiv. Cred că s-a lămurit. Eu sper că s-a lămurit. Mai aveți ceva de desenat? Nu, deocamdată nu. Deocamdată. Dar, nu în legătură cu acest
subiect. Da, 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 da. Deci, în legătură cu al doilea subiect, pentru că... Deci, dragi telespectatori, cred că... Sigur, aștept întrebări, însă mie lucrurile mi se par... Cum e cu impozitul progresiv pe proprietate, dar și dacă aveți întrebări pe tema asta, puteți să le formulați. Vi se va răspunde în ultima jumătate de oră. Continuăm? Am lămurit-o pe asta cu constituirea Fondului Național de Capital Distributiv. Mai deci eu aș vrea, dacă regia, producția ne poate ajuta, să revenim un pic asupra graficelor pe care le-am folosit ultima dată, dacă se poate, dacă nu... Care dintre ele? Care grafic? Deci graficul numărul 4. Deci, din cele ce... Eu aș vrea să insist 4. Asupra faptului că propunerea noastră este una realistă, că există bani. Îl avem pe ecran, domnule. Deci avem aici pe ecran avuția care a fost creată în România din 1989 până în prezent. În partea stângă este anul 1989, în partea dreaptă de tot este anul 2013. Ceea ce deci, arată o creștere. Deci a fost atât de remarcată această creștere care a intervenit după anul 2000, dar atenție, este una care trebuie să o primim cu rezerve, pentru că aici se reflectă, sunt băgați, să zic, să mutați expresia dumneavoastră, și telespectatorii, aici sunt și banii încasați de către Guvernul României din vânzările masive de fabrici și uzine care au avut loc începând cu anul 2000. Aici, în perioada asta, acolo, în acea creștere, sunt banii încasați pe Petrom. Da? Adică a fost o creștere artificială. Artificială. Deci, pe de o parte, sunt banii încasați din privatizări. Acolo se reflectă și observați că din 2008 încoace a început să scadă. Nu prea mai avem ce să vindem. Resursele. Asta este un aspect, după o să mai avem noi posibilitate să vorbim. Al doilea este legat de faptul că de acolo a început marea îndatorare externă a României. Deci nemai având creștere din vânzări, a început marea îndatorare. Deci este și marea îndatorare. Deci a crescut PIB-ul, dar o să vedem într-un alt grafic că pentru a rambursa împrumutul ăsta de 100 de miliarde la ora actuală, noi plătim în fiecare an 40-45 de miliarde de euro. Deci din 130 de miliarde care le producem într-un an, o treime o folosim ca să plătim datoria externă, din care numai o parte este datoria statului român. Deci din suta aia de miliarde, numai 30 de miliarde e datoria statului român, 70 de miliarde e datoria sectorului privat. Dar, repet, o să revenim asupra acestui aspect. Deci privații, deci cei care au pus stăpânire pe fabricile și uzinele din România, se împrumută de fapt la băncile lor și în felul acesta scot din țară în fiecare an o treime din ceea ce se produce în țară. Da, am înțeles. Dar asta este un subiect asupra căruia vom reveni. Se e bine să se păstreze, dacă nu se supără cei de la regie, să mai păstreze un pic acest grafic, pentru că el ne arată de unde luăm banii. De unde se iau? Se iau de acolo, din porțiunea aia roșie. Deci porțiunea roșie reprezintă profiturile. Deci la ora actuală, în România, observați, nu e greu de observat, două treimi din ceea ce se produce în România este adică profit. Partea roșie. Partea roșie. Deci două treimi din ceea ce se produce revine celor care au devenit proprietari pe capital și numai o treime revine celor care muncesc, care produc această avuție și împreună cu statul lor, pentru că banda aceea albă... Care bandă este partea asta care revine celor care... Ce este dedesubt, ce este sub roșu. Deci imediat sub roșu, banda aceea albă este ce ia statul, iar după aceea este ce ia poporul, sub formă de salarii, de pensii și de ajutoare sociale. Adică albastru l-a închis. Nu, și mai jos, și albastru închis sunt ajutoarele sociale,
sub albastru închis e un albastru mai puțin deschis unde sunt pensiile și jos de tot e un albastru foarte deschis. Jos de tot e alb, dar e de fapt un albastru deschis. Acolo sunt salariile. Deci cei care creează iau numai sub 20% din ce se produce în România. Și acum ne este de folos următorul grafic 5, dacă poate regia să ne-l dea. Poate regia să ne-l dea? Da. Pentru că este importantă treaba asta, de unde se iau banii, domnul Cojocaru. Uitați acolo, în stânga, este structura avuției create în Elveția într-un an, PIB-ul Elveției. Cercul din stânga. Cercul din stânga, iar în dreapta este PIB-ul creat într-un an în România. Toată avuția care o creează românii. Ce se întâmplă în Elveția? În Elveția, după cum vedeți, două treimi, acea culoare albastră, revine ălora care creează avuția, salariaților. Am înțeles. Roșu revine capitaliștilor, proprietarilor de capital din Elveția și sectorul acela mic, galbenul, este ceea ce ia statul. Deci statul elvețian, acela care face 4-5 referendumuri pe an. Face mai multe, merg până la 50. Nu, un moment. Pentru că se spune, domne, Constituția cetățenilor, care o propune cu Jocaru și cu ceilalți, o să facem referendum peste referendum. O să fie costisitor de unde atâția bani. Noi, fără referendum, la ora actuală, statul român funcționează cu 12 și ceva la sută, partea aia galbenă. Da. În comparație cu ăla elvețian care funcționează cu 3%. Deci statul român fără referendum, cu dictatură parlamentară, cu dictatura politicienilor, consumă de 4 ori mai mult decât statul elvețian, unde poporul este realmente stăpân. Am înțeles. Bun, dacă este foarte important de înțeles de unde se iau banii. Foarte simplu, din partea aia roșie, în partea dreaptă de la român, luăm o treime și ajungem ca roșul la român, deci profitul la român, să fie... Să schimbe culoarea, să se facă... Nu, să fie porțiunea asta, deci ponderea profiturilor să se apropie de aceea din Elveția. Țară supercapitalistă care n-a cunoscut comunismul, unde însă funcționează o economie foarte aproape de economia democratică pe care o propune legea Cojocaru. Sper că este lămuritor acest. Cred că s-a lămurit, o să vedem în ultima parte a emisiunii. Și încă o dată, și graficul 19, ca să lămurim complet asta, că nu propunem ceva, deci aici este ponderea deținută de veniturile, adică ce ia statul la buget din totalul avuției create. Sus de tot e România. Sper că se vede, nu-mi dau seama dacă telespectatorul vede. Dacă nu vede, atunci o să încerc eu să citesc. Oricum, și citiți. Deci sus acolo este România, în care statul preia la buget 33%. Imediat sub este Olanda, în care statul ia 48%, după aceea Belgia 49%, Franța 53%, Finlanda 53%, Danemarca 55%, Suedia 58% și Norvegia 65%. Da. Ce propune legea Cojocaru? Ce propune legea Cojocaru? Propune să, la aceste 33% pe care statul le ia acum, să mai ia încă 20% pentru Fondul Național de Capital Distributiv și în felul acesta statul român va prelua la buget 53%. Ieșim din rânduielile lumii moderne, propunem utopii, propunem aiurel, propunem ceva foarte apropiat de ceea ce se întâmplă în lume. Numai că o facem cu un scop anume. O facem cu scopul ca din acești bani pe care îi luăm din acele profituri
cum văd deja a intrat în limbajul popular, profituri nesimțite care se realizează în România, care sunt de 2 și de 3 ori mai mari decât se realizează în restul lumii, deci luăm de acolo o parte din acele profituri mari și le punem la dispoziția cetățenilor ca să pună pe picioare noi capacități de producție și să creeze noi locuri de muncă. Deci, în orice caz, singuri, deci oricât de evident ar fi adevărul spuselor dumneavoastră, dumneavoastră singuri sau noi singuri, nu o să reușim niciodată. Este o utopie. Utopia devine realitate în clipa în care are consensul public și adeziunea efectivă a populației României. Este ceea ce încercăm noi să facem prin această emisiune. Corect. Este, unii zic că ar fi utopic. Sigur însă, poate că e ceea ce încercăm noi să facem. Sigur însă că dacă nu încercăm să facem nimic, nu se va întâmpla niciodată nimic, pentru că nimic nu vine din senin. Aproape fiecare drept trebuie câștigat prin luptă. Asta este o luptă. Continuați, domnule Cojocaru. Asta am vrut să precizez aici, că propunerile nu ies în afara realităților din lumea economică internațională actuală. Propunem ceva care există, numai că aceste propuneri răspund stării actuale a economiei și societății românești, care este una contrară intereselor marii majorități a poporului român. Și acum putem să mergem mai departe. Am strâns banii, suntem convinși de că putem să-i strângem, că avem de unde. Deci avem soluții pentru. Avem soluția, strângem banii. Ce facem cu banii? Și cu banii facem, ne spune alineatul 7 ce facem cu banii. Alineatul 7 din articolul 135.1 din Constituția Cetățenilor. Evident, articol alineat care nu există în Constituția actuală. Acolo sunt niște generalități care pot fi. Iată ce spune acest alineat. Îmi permite să citesc. Da. Sigur că ar fi bine dacă ar fi pus și pe ecran. Da, este. Deci este. Deci fiecare cetățean al României în vârstă de peste 18 ani care este pensionar al statului român sau angajat într-un contract de muncă în România sau care desfășoară activități economice independente autorizate în România sau care a părăsit România după data de 22 decembrie 1989 în căutarea unui loc de muncă, este îndreptățit să devină beneficiar al Fondului Național de Capital Distributiv și să primească de la acesta o cotă individuală egală cu echivalentul sumei de 100.000 de lei o singură dată, pe care să o folosească pentru finanțarea de proiecte de investiții potrivit prezentei legi. Valoarea cotei individuale poate fi modificată prin lege în funcție de inflație și de evoluția produsului intern brut al României și a numărului cetățenilor României. Avem textul acolo. Deci, seamănă puțin cu programul Marshall din Germania după... Seamănă. Pentru că întotdeauna marile schimbări în economie s-au produs prin realizarea de fonduri de investiții. Toată problema este ce faci cu aceste fonduri de investiții. Domnule Cojocaru, puteți dezvolta puțin povestea cu planul Marshall ca să știe lumea că există precedent în istorie? Nu, totuși acolo a fost... Acolo, în mare. Nu, pur și simplu acolo... Aceeași. Deci pur și simplu guvernul american a pus la dispoziția guvernelor din Europa de vest niște sume de bani, niște împrumuturi cu dobândă foarte mică, care au fost folosite pentru repunerea pe picioare a economiilor din țările din vestul Europei, economii distruse de război. În esență acest, deci niște sume de bani puse la dispoziție de guvernul american, la dispoziția statelor, În Germania s-a, din câte știu eu, din câte sper să fie corectă informația, s-a aplicat în felul următor. Fiecărui cetățean german, în baza unui declarat, nu mai aveau acte, în baza actului de identitate, în baza profesiei pe care o avea, era chemat fiecare și era întrebat, ce ești dumneata? Eu sunt cizmar. Cât ți-ar trebui să dezvolți o afacere pe tema asta? Păi, atâtea mărci.
i se dădea suma respectivă. Fiecărui cetățean s-a dat o sumă modică. Din toți cetățenii germani care au... Nu chiar modică, mă rog, nu chiar modică, major, o sumă care i-a permis să pună în picioare o mică întreprindere. 90% dintre germani au cheltuit bani, și-au luat casă, și-au luat mașină. 10% dintre acești oameni chiar au investit într-o afacere și din acești 10% de oameni de afaceri creați astfel, a regenerat sau s-a refăcut Germania pe care o vedem astăzi așa cum este. Dar de aici s-a pornit. Germania aproape că nu mai exista, fusese distrusă de război. Și iată că din nimic s-a putut naște printr-un proiect oarecum asemănător, măcar tangențial cu ceea ce propune domnul Cojocaru, s-a refăcut o țară care acum s-a dublat ca întindere. Germania este singura țară care s-a unit, toate celelalte s-au făcut țândări. Cred că ne așteaptă și pe noi. Oricum presiunile există și asupra noastră, sper să nu se întâmple ce nu s-a putut până acum, din 1990 încoace. Iertați-mă pentru această precizare. Nu, e foarte bună și import. Deci, noi plecăm de la cu totul altceva. Deci, noi, economia României, România n-a fost distrusă de război. Nu este corectă nici afirmația că a fost complet distrusă economia națională. A fost distrusă o bună parte din capitalul... Cel puțin interfața, suprafața. A fost distrusă o bună parte din capitalul acumulat înainte de 1989, distrusă în sensul că a fost transformat, a fost demolate întreprinderile, însă nu a fost complet distrusă, au fost demolate, însă din vânzarea fierului vechi și a celorlalte materiale de construcții au rezultat sume bănești uriașe, care, din păcate, s-au transformat în bunuri de consum de lux, adică în vile, iahturi, jeepuri, și au fost transferate în afara țării. Odată, industria a fost pusă pe butuci, a fost băgată în faliment de către Banca Națională a României și aceea care n-a fost demolată a fost vândută pe nimic și a fost cumpărată de către guvernanți și de către străini și după aceea a fost repusă pe picioare. Și produce. Așa cum am văzut, graficul pe care l-a prezentat produce mai mult acum decât în 1989. Chestiunea este că marea majoritate, deci prin asta ne deosebim de planul Marshall. Problema aici nu este că a fost distrusă de război România. Însă marea majoritate a populației a ieșit din această tranziție ca după un război. Ca după un război, în sensul că este săracă, lipită pământul. Marea majoritate. Deci 90% dintre cetățenii României nu au niciun fel de capital în proprietate. Trăiesc numai din salariu și din pensie și din ajutoare sociale, care și alea sunt mizerabile, toate trei. Și salariile, și pensiile, și ajutoarele sociale sunt mizerabile, pentru că cea mai mare parte, am văzut, partea aia roșie, este luată de acești noi proprietari asupra capitalului, care nu s-au mulțumit, și normal și firesc să fie așa, nu s-au mulțumit numai să devină proprietari de capital și să-și însușească profitul, dar au pus stăpânire și pe stat și folosesc statul ca să mențină salariile, pensiile și ajutoarele sociale foarte jos. Singura soluție este schimbarea statului. Deci preluarea statului din mâinile politicienilor, în spatele cărora se află de fapt oligarhii financiari, și repunerea statului sub controlul poporului, așa fel încât statul să fie capabil, să aibă puterea necesară pentru a constitui Fondul Național de Capital Distributiv, pentru a prelua acești 20% din partea aceea roșie și o pune la dispoziția cetățenilor pentru ca ei să demareze noi întreprinderi, mici, mijlocii mari. Să vedem imediat cum. Deci acest alineat ne spune cine beneficiază. Cetățenii României. Dar am făcut niște precizări, deci ei trebuie să fie muncit, să fie salariați, sau să fie pensionat, de tot să fie muncit, să desfășoare o activitate, adică cei care nu sunt pensionari.
Cine sunt excluși aici? Cei care nu sunt nici pensionari? Care nu sunt nici salariați? Care nu desfășoară nicio activitate productivă? Deci îi obligăm pe cei care nu muncesc să muncească. Să treacă la muncă dacă vor să primească cei 100 de mii de lei, că am tradus în cele 20 de mii de euro, le-am tradus în 100 de mii de lei, pornind de la ideea că în Constituție noi precizăm că până la o eventuală aderare a României la zona euro, moneda națională în România e leu. Ăsta e motivul pentru care aici, în acest paragraf, în loc de 20 de mii de euro, sunt 100 de mii de lei. Și aici poate există întrebarea, nu poate, sigur există întrebarea, de ce cifra asta de 20 de mii de euro și de 100 de mii de lei? De ce asta și nu alta? Și răspuns, da? Continuăm pornind de aici, trebuie să luăm o pauză, suntem la Trezește-te Gheorghe, trezește-te Ioane, sloganul emisiunii este, ca să fii român, trebuie să poți. Pauză. Continuăm, domnul Cojocaru. Deci vroiam să lămurim treaba asta, de ce 20 de mii de euro? Da, da, da. Care se pune întrebarea asta? Deci vreau să ajut. Vreau să arăt foarte pe scurt că, că această cifră nu este așa din burtă. Deci noi avem acum, producem într-un an 130 de miliarde de euro. Ăsta este PIB-ul României, da? Da. PIB-ul României. În primul an după aplicarea legii, din acești 130 de miliarde, cu 0,2, vom avea la Fondul Național de Capital Distributiv 26 de miliarde. 26 de miliarde, care vor fi investiți. Da. Pe lângă acest 26 de miliarde, populația, salariații, proprietarii de capital care obțin profituri, mai fac și ei economii de încă 10%. Da? Deci încă 13 miliarde. Deci o să avem 39 de miliarde investiții totale făcute în economia națională. 26 de miliarde de la fond, da, și 13 miliarde făcut de cetățenii țării care economisesc și ei. Din salarii, din pensii, din profituri, oricât ar fi de mici, lucru care se întâmplă și acum. Ce fac aceste economii? Deci o să avem 39 de miliarde. Da. Aceste 39 de miliarde vor fi investiți așa fel încât în anul următor se va produce mai mult. Nu va mai fi 130 de miliarde. Se va produce în medie. Aici chiar uneori, deci în mai multe lucrări ale domnului Deianu, dar el acum este încurcat cu ASF-ul ăla cu... Da. Așa? Deci mulți economiști, studiind la nivel macro, la nivelul actual al dotării tehnice, să spun, al capitalului din lume, au ajuns la concluzia că îmi trebuie trei unități de capital ca să producă o unitate de PIB. Deci asta am împărțit la 3. Ne dă 13, da? Este corect? Da. 13. Deci, la anul, o să am, în loc de 130, 143. 143 mulțit cu 0,2, o să-mi dea 2 ori 36, 2 ori 4, 8, 2 ori 1, 2. 28,6. Deci am 26 de miliarde în primul an, 28,6 în al doilea an la Fondul Național de Capital Distributiv și ăsta o să crească mereu și după 10 ani o să am aici, o să prezentăm și un tabel complet. Se găsește pe varianta cojocaru.ro. O să am aici 400 de miliarde adunate. 26 plus 28 plus 38 plus 48 plus 56 până ajungem la 400 de miliarde, deci în 10 ani aplicând această cotă de 20%, o cincime, asupra PIB-ului, strângem la acest fond 400 de miliarde. Aceste 400 de miliarde, împărțit la 20 de milioane de români care au acum 18 ani, sau care vor împlini
18 ani în următorii 20 de ani, îmi dă, ghiciți cât? 20.000 de lei. Poate oricine să facă socoteala asta. Pot să fac și 40 de miliarde, dacă vreți, complet, ca să ne convingem, da? 400 de miliarde, da? Sunt aici 400 de miliarde? Sunt. Da. Împărțit la 20 de milioane de români care au acum 18 ani sau care vor avea 18 ani în următorii, câte zerouri sunt aici? Una, 7, da? Da. 3 și cu 3, 7, până aici, da? Da. Mai rămân aici 4, 40 de mii împărțit la 2, cât face? 4.000, cât astea? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, da, 40 de mii. 40 de mii împărțit la 2, cât face? 20 de mii. 20 de mii. 40 de mii împărțit la 2 face 20 de mii. De aici vin cele 20 de mii. Deci nu vin din ceruri, ci din realitatea economică. Deci economia României, pornind de aici, de la starea zero, de la 130 de miliarde, dacă aplică această lege timp de 10 ani, acumulează în acest fond 400 de miliarde de euro, așa fel încât fiecărui cetățen major, care este major acum sau, îi ajung 20 de mii. După ce la sfârșitul acestor ani, în care toată lumea a primit cei 20 de mii, în care am făcut de fapt și obiectivul prevăzut de către noi la punctul B, de la aliniatul 2, dacă nu mă înșel, acela de a-i despăgubi pe român pentru răul care li s-a făcut prin privatizare. Din acel moment, banii ăștia care vor fi acumulați la fond, vor fi acordați celor care împlinesc 18 ani. Deci când românul a împlinit 18 ani, știe că poate să beneficieze de acești bani. Numai că nu va mai fi 20.000 de euro atunci, pentru că vor fi mai puțini. Da. Dacă în medie, dacă mai lungim mult boala. În medie, cei care plinesc 18 ani într-un anumit an sunt în jur de 400.000 de oameni. Da. La nivelul actual al populației României. E, atunci suma asta de la Fondul Național de Capital Distributiv se va împărți la numai la cei 400.000 și da, o să vină cam 100.000 de indivizi. Deci tinerele generații de români, când vor împlini 18 ani, vor primi această sumă. Da. Nu va mai pleca nimeni din România atunci. Domnule Cojocaru, avem telefoane. Da, vă rog. Să le dăm, ne oprim aici. Ne oprim aici. Deci, sper că s-a înțeles de unde vin cei 20 de mii. Da, da. De ce 20 de mii? Telefoanele vor spune și dacă au înțeles, pentru că și ne mai reglăm pe parcurs, să vedem dacă mai este ceva de explicat. Doamna Elena Toma, bine ați venit în emisiune, sunteți în direct. Bună dimineața, domnule Miron Manega, bună dimineața, domnule profesor Cojocaru. Bună salutele dimineața. Domnule profesor, eu v-am văzut și la OTV făcând acest expozeu despre ce și cum dumneavoastră veți reuși să aduceți peste România seninul cerului. Problema este următoarea și îmi permit să insist asupra ei, chiar dacă la începutul emisiunii dumneavoastră ați spus că e bine să trecem peste episodul cu trădarea, mârșăvia OTV-ului. Eu am văzut tot timpul la televizor pe doamna traseistă Liliana Mică și pe Tudor Barbu tot vorbind despre Partidul Poporului, în cazul doamnei Liliana Mică, când s-a avut grijă să treacă așa de la PC la UNPR, acum este la PP-ul DD-ului. Domnul Tudor Barbu, nu mai comentăm, alt traseist, care deocamdată vorbește din postura de vicepreședinte al Partidului Conservator, pe care l-a culit cât cuprinde. Mi se pare nedrept ca acele peste 1 milion de semnături pentru legea Cojocaru să rămână pur și simplu sechestrate, nu știm acum în custodia cui. Domnule Miron Manega, de ce nu invitați în studio în această emisiune față în față cu domnul Constantin Cojocaru, pe domnul Tudor Barbu și pe doamna Liliana Mică, să ne spună și nouă care e treaba cu partidul ăsta, cum nu le e rușine să continue această mârșăvie, această mizerie umană în care se scaldă, această imoralitate. Ei vorbesc în numele, Liliana Mincă vorbește în numele Partidului Poporului, care partid al poporului este al domnului Cojocaru și despre domnul Cojocaru nu spune nimeni nimic.
Iar domnul Tudor Barbu, erijat acum în mare senator, fost al PP-ului, continuă să sfideze pur și simplu bunul simț și rațiunea. Eu cred că ar trebui să-i invitați să vorbesc și așa, alb negru. Doamna Elena Toma, noi, stați puțin, că suntem abia la a patra emisiune, sau la nu mai știu câte sunt. Asta abia am început. Problema a apărut pe parcurs. O să invit, dar credeți că o să vină? Față în față cu realitatea. Și credeți dumneavoastră că vor veni? Așa, ce credeți? Da. Păi, domnule, dacă așa cum se duc traseiștii ăștia la toate posturile de televiziune și bat toba cât cuprinde în minciună și în trădare, trebuie să răspundă și invitații dumneavoastră. Mi se pare normal. Altă problemă, domnul profesor Constantin Cojocaru, la începutul emisiunii, a expus așa cam cum s-ar putea obține noile semnături pentru legea Cojocaru, pentru europarlamentare, pentru partidul Cojocaru. Timpul este scurt. Cred că trebuie să facem ceva, să punem umărul. Domnul profesor, veniți în mijlocul lumii, domnule profesor, să vă vadă lumea că existați, să vă pipăie, să vă miroasă, să socializați. Și vă rog frumos, eu organizez în București, am revenit cu niște activități culturale, SelectXL. Lumea, dacă vrea să cunoască, vor căuta cei interesați pe Google ce înseamnă SelectXL. Și veniți acolo în mijlocul lumii, domn profesor, să vă văd eu așa cum vă luați în brațe cu lumea și cum le explicați alb pe negru cum stau lucrurile. Și în privința semnăturilor, hai să facem și noi petiții online din aia, că lumea n-a înțeles cum, cine are dreptul să strângă semnături, unde se depun semnăturile. Cred că ar trebui să mai spuneți o dată lucrurile astea, pentru că la ora la care ați spus despre strângerea semnăturilor și cine are dreptul să le strângă și cum să le strângă, era un număr de ascultători, de telespectatori, pe care ar mai trebui o dată reiterat cum se strâng astea semnăturile, pentru ce? Pentru europarlamentare ce listă, pentru Partidul Poporului, legea Cojocaru, o listă și încă o listă pentru mișcarea pentru Constituția cetățenilor. Sunt multe semnături de adunat. Mi se pare anormal să nu luptăm în primul rând să obținem de la Tudor Barbu, apropo, a frumos, așa, este un mare actor Tudor Barbu, la un moment dat sunau telespectatorii la emisiunea lui și îi spuneau că îl felicită pentru Partidul Poporului din care s-a înscris. Iar el pur și simplu se dezicea de această înscriere. El spunea că nu face parte din Partidul Poporului, că Dan Diaconescu este inițiatorul și Dan Diaconescu este cel căruia lumea trebuia să se adreseze, că lumea mai întreba ce e cu partidul ăsta, unde să se înscrie, unde este sediu și așa mai departe. Pentru ca după aceea, surpriză, Tudor Barbu să-l vedem candidând senator din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu. Dom'le, eu am trimis acolo sute de semnături adunate aici în Pitești și prin clubul meu și mergând pe stradă. Mi se pare nedrept. Eu îmi vreau semnăturile înapoi. Eu pot să-i le cer și personal lui Tudor Barbu. Dar mi se pare normal să facem front comun. Să ni se aducă toată urna aia cu milionul și ceva de semnături care erau și sunt și vor rămâne pentru Partidul Poporului Constantin Cojocaru. Punct. Doamna Elena Toma, vă mulțumim pentru intervenție. Încercăm să le rezolvăm pe rând. Da. Eu, partea mea de emisiune, domnul Cojocaru, partea de acțiune legată pentru de mișcarea partea pentru mea, Constituția dați voie cetățenii. Două precizări, dați voie, pentru telespectatori și pentru doamna Elena Toma. Doamna Elena Toma, Partidul Poporului nu este al lui Cojocaru. Partidul Poporului este, cum spune titlul, este al poporului. Întâmplător și vremelnic, sau nu întâmplător, ci ca urmare a faptului că am muncit pentru înființarea și după aceea pentru construcția acestui partid. Deci, absolut vremelnic, am fost ales președinte al acestui partid, dar partidul nu este al meu. Prima precizare. A doua, referitoare la semnături. Noi aici vorbim de semnături pentru susținerea Constituției cetățenilor. Sigur, concomitent se desfășoară și acțiunea de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare. Dar, repet, noi aici discutăm de acțiunea de strângere de semnături pentru susținerea Constituției cetățenilor, conform legii, semnăturile pentru susținerea Constituției cetățenilor pot fi făcute, sau strângerea semnăturilor poate fi făcută numai de persoane împuternicite de Comitetul
de inițiativă, aici este dificultatea, pentru că toți cei care strâng semnături trebuie să aibă o împuternicire, strâng semnăturile și după aceea le duc să fie atestate de către primarii localităților. Deci este o chestiune în plus, prevăzută special de lege pentru Constituție, pentru ca să îngreuneze, acțiunea de strângere de semnături, de fapt ca să îngreuneze exercitarea de către cetățeni a inițiativei de a schimba Constituția. E făcută special pentru asta. N-avem încotro, trebuie să respectăm legea. Mai avem un telefon. Deci, sper, doamna Elena, acum că s-a înțeles. Deci este nevoie ca fiecare persoană să fie împuternicită. Pentru asta trebuie să ne contacteze la telefoanele care le-am anunțat. Nu știu dacă mai am timp să mai le anunț încă o dată. Deci, anunțați-l la următorul telefon, că l-am pierdut odată. Avem un diplomat militar pe telefon. Așa. Deci asta este... Domnul Ilie Marian? Da? Sunteți în direct. Întrebați-l pe domnul Cojocaru ce doriți să-l întrebați. Bună ziua, domnule Miron Manega. Bună ziua, domnule Cojocaru. Bună ziua. Am să încep să o lămuresc un pic și pe doamna Elena Toma. Eu mă număr printre fondatorii partidului, printre fondatorii Mișcării pentru Constituția Cetățenilor. Sunt în Comitetul de Inițiativă pentru proiectul de revizuire a Constituției. Deci am fost alături de domnul Cojocaru de la bun început. Personal am participat la strângerea de semnături când s-a scris partidul. Am strâns din județele Constanța, Brăila, Buzău, în total cam 8.000 de semnături. Bineînțeles, nu eu personal, ci prietenii noștri de acolo. Sper ca și ei să urmărească emisiunea și în momentul când ne hotărâm să trecem la strâns de semnături acolo, să trecem la treabă. Sigur, proiectul este un proiect foarte interesant. Avem de-a face cu o Constituție care, într-adevăr, își propune să schimbe starea de lucruri din țară. Ce aș vrea să vă sugerez eu, să încercăm ca la fiecare subiect pe care îl abordați, să avem în vedere și modul concret cum se reparte, cum se răsfrânge hotărârea respectivă către populație. Așa cum s-a procedat, este foarte bine, s-a explicat cum, de unde provin acei bani. Sper ca cine a urmărit emisiunea sau cine o va urmări după aceea de pe YouTube să înțeleagă foarte bine că nu avem de-a face cu un proiect public. Sigur că sunt multe aspecte de abordat. Personal, aș da importanță când vă veți discuta despre autoritatea mediatică, de exemplu, și despre instituțiile statului care se vor ocupa cu informarea. Oamenii să fie făcuți să înțeleagă că este posibil ca poporul, populația, să participe direct, să fie și informată și să participe direct la actul acesta prin care își exercită suveranitatea. Eu doresc în continuare succes emisiunii, este o emisiune captivantă, vedem pe bloguri, pe mail-uri, vedem că lumea urmărește cu interes și sper să fie din ce în ce mai mare numărul românilor care urmăresc emisiunea. Și li se vor altora, bineînțeles. Mulțumesc, succes. Mulțumesc, mulțumim, domnul Ilie Marian. Îi mai dau cuvântul domnului Eminescu. Fiecare Constituție, ca lege fundamentală a unui stat, are drept corelat o clasă mai cu seamă pe care se întemeiază. Corelatul Constituțiilor statelor apusene este o clasă de mijloc, bogată, cultă, o clasă de patriciani, de fabricanți, industriași, care văd în Constituție mijlocul de a-și reprezenta interesele în mod adecvat cu însemnătatea lor. La noi, legea fundamentală nu semnează decât egalitatea pentru toți scribii de a ajunge la funcțiile cele mai înalte ale statului. Este scris în 1870. Cel puțin atunci erau scribi. Da, da, acum nu știu nici să scrie. 22 aprilie 1870, Eminescu avea 20 de ani când a scris articolul ăsta în Federațiunea de la Pesta, un articol care l-a băgat imediat în vizorul
serviciilor secrete austro-ungare. Pentru trei articole, echilibru, care făcea o radiografie geopolitică a Imperiului Austro-Ungar, în Unirea Etăria și să facem un congres. Astea sunt articole. Deci asta trebuie să transmitem telespectatorilor noștri, că în unire e puterea. Că nu vom schimba situația României decât atunci când vom fi 10 milioane strânși într-un singur loc care să vrem același lucru. Atunci și numai atunci ne vom mai întâlni și voi aminti poporului român ce spun acum. Vom muri și vom vedea, cum zicea George Bernard Shaw. Mai avem un telefon în direct, este ultimul, că uite să ce repede trece viața, se termină emisiunea. A închis, o să revină. Atunci continuați până când revine o doamnă din Suceava. Păi, n-aș face decât să repet ideea asta, pentru că nu știu cum, depinde foarte mult și de dumneavoastră, cum să facem să sprijinim concetățenii noștri să înțeleagă că numai ei pot să schimbe starea de lucru din România, că nu va fi schimbată nici de cei 19 membri ai Comitetului de Inițiativă al Mișcării Cetățenilor, nici de partidele politice care funcționează în prezent în România. Este nevoie de o forță, de o masă critică, repet, de 10 milioane de oameni care să vrea un lucru și acela să fie: vrem statul nostru care să ne ajute să ne luăm înapoi țara, să ne luăm înapoi fabricile, uzinele, băncile care mai sunt pe picioare și să le reconstruim, pentru că îmi permit să aduc aminte poporului român că a fost o perioadă în care noi, România, am construit una dintre cele mai competitive industrii ale timpului, una dintre cele mai competitive flote comerciale ale timpului și Dumnezeu ne-a ajutat prin munca noastră să construim, din câte știu eu, și cea mai monumentală clădire a planetei. Este adevărat sau nu? Cel mai mare palat administrativ. A revenit doamna cu telefonul. Cine sunteți, doamnă? Bună ziua, mă numesc Carmen și sunt din Suceava. Bună ziua, doamna Carmen. Bună ziua dumneavoastră și de sensul dumneavoastră invitat. Bună ziua. Înainte de a pune eu nelămuririle, aș vrea să spun câteva lucruri. Deci locuiesc la țară, țăranii sunt mereu arătați cu degetul, dar ei trăiesc de cele mai multe ori din 350 de lei, ceea ce le doresc și aleșilor noștri, și sunt neinformați. Da, Dumnezeu. Nici țăranii nu au mare majoritate, de aceea îl rog pe domnul Constantin următoarele. Să prezinte aleșilor noștri ce este rău și de ce anume noi nu ar trebui să o votăm. Pentru că oamenii nu au alte informații, nu pot intra pe internet. După aceea, să ne lămurească o dată pentru totdeauna care este numărul bun de parlamentari. Pentru că habar nu avem. Și în altă ordine de idei, l-aș ruga să găsească niște persoane de contact din fiecare județ și să le afișați dumneavoastră pe ecran ca noi, care nu avem internet, să putem să luăm legătura cu persoana de contact din județul respectiv. Bună idee. Răspundeți. Bună idee. Deci atâta. Aș avea eu multe, dar mai las și la alte persoane. Vă mulțumim. O să vă răspundă domnul Cojocaru acum. Într-un minut, domnul Cojocaru, că se încheie. Să le luăm invers și vă rog să mă ajutați dacă uite. Deci ultima a fost cu afișarea reprezentanților noștri din teritoriu, din județe. Și pe măsură ce aceste persoane... Deci o să începem să dăm, cu permisiunea dumneavoastră, moderatorului, să prezentăm lista persoanelor cu numărul de telefon. Județul, numele, numărul de telefon. Păi a care îi avem. Pe măsură ce... O să nuanțăm și în emisiunea viitoare, care va fi de luni, acum, de luni și noi un weekend. Emisiunea noastră a luat sfârșit. Emisiunea noastră se numește Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Și nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere, pe luni dimineață.